Ce înseamnă familie numeroasă? Familie numeroasă înseamnă cu trei sau mai mulți copii și felul în care noi ne gândim la asta, desigur, aici putem vorbi și despre familiile monoparentale, atunci când numărul de adulți este mai mic decât numărul de copii. Practic, revin unui adult în grijă, să zic așa, mai mulți copii. Și ca să continui ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, noi credem că familia trebuie pusă în centru, indiferent cât de mulți copii, că e unul, că e doi, că sunt mai mulți. Ideea este că această familie, atunci când are copii, ea se luptă cu absolut totul. Cu taxe, cu educație, cu job, cu absolut tot. Și cred că aici este cheia atunci când vorbim despre...